bă, cine te-a angajat, mă, nene, bă, pe tine? Așa. Oh my god. Nu zic că sună la mecanic. Ok, trage pe dreapta. Phone. Directory. Nu, service. Repair. Că ca mașina de mașină. Dă-te jos. Ia uite și am luat capul ăla. Hai, că am sunat. Domnul bandit, de ce nu merge să am bug pe niciun server? Pentru că nu te-ai dus la frizerie, păcate. Vine mecanicul. Vine, da? Da. Te-ai... ai zis că ești agent de poliție? Da, ești capitan Bișinescu. Nu merge, Robert, nu merge. Dacă ăsta se mai oprește de odată lângă noi, îl iau la percheziție, că ceva nu e regulă cu el. Cine? Uite-l, că iar a venit. Ia la percheziție. Nu, no, că dacă mai stă o dată lângă noi, îl iau la percheziție, că e prea suspect. Vrea el să ne arate chestii și în timpul ăla se întâmplă. Dar las-o, doamne, iartă-mă de mașină! Păi m-a luat nervii pe ea, că m-a lăsat în mijlocul drumului. Că ne dau ăștia numai mașini de căcat. Păi dacă tu iei toate capetele de pod, ce vrei? Mamă, mamă! Ia uite. Să vezi ce mă râd dacă nu mai poate să-i facă mecanicul nimic. Păi nu iau mașina la mecanic. Îi zic să mă împrumute doar. Și îi fac un proces verbal la secție. Cu mulțumirile poliției române. Îți dai seama. Bună ziua, ia stați puțin pe Lovorov. Haideți un pic aici lângă mine, că dumneavoastră păreți că am sus totuși, când vreți să ne arătați diferite locații, dar în același timp se întâmplă alte necazuri. Haideți la o percheziție, vă rog. Prima dată să-mi dați un buletin să văd cu cine... Am înțeles, domnul Max Kilobyte, da? Da, da. Păi ce facem, domnule, cu acele arme? Cu armele? Opa. Trebuie să vă cer licența, că... Da, păi, că dumneavoastră n-aveți licență. Cum să fie nevoie de licență? Lăsați pistolul ăla, este nevoie. Ba nu este nevoie, pentru că îmi cunosc drepturile. Eu fiind fost polițist, am voie să-mi țin fără permis de armă. Normal, în 83, când aveam eu, când eram polițist acolo... Nu avem nicio de armă. Mai bune sunt ale medicilor. Domnul bandit, mă știam, am fost și în câteva misiuni cu el. Domnul Banditescu, cer scuze că m-am zis pe porecla de atunci. Mă cunoaște foarte bine și acum îmi cereți licența de armă? Da, Bișinescu. Păi, orice politic... Dumneavoastră sunteți tânăr, văd, ați intrat abia în poliție, nu știți cu ce să mănâncă. E, lăsați, că știm și noi. Vezi, e colegul că cred că a venit cane cu iau de la gol. Ce cu mașina aia? Hai să vedem. Păi pare că în 5 secunde o să plece de pe loc. 5. Trei. Doi. Unu. Dar nu, că o să fugă, îți garantez. Bună ziua, bună ziua. Vă duc cumva? Bună ziua. Nu avem nevoie că vine mecanicul imediat, trebuie să ajungă mecanicul. Așteptați pe cineva aici? Vi s-a întâmplat ceva la mașină? Că tot ne vine mecanicul. Domnule, nu. Chiar v-am văzut aici și am vrut să vă ajut. Păi și de ce ne-ați întâlnit? Nu, mulțumim. Domnul Ion, ce faceți, domnule? Mai vine mecanicul ăla? Eu i-am scris. Da, e cantă. Domnul Vișine. Știți cum? Ia.
cum rămâne cu mine? Că mi-a șerut buletin, mi-a șerut niște astea. Da, sunteți liberi, puteți să plecați. Tragă în ea de mașină. M-a luat nevi pe ea. Dar nu mai dai colegul, că poate iar îmi scapi vreun pumn. Hai că avem mecanic. Bună ziua, bună ziua. Mai repede se putea, domne, am specificat că-s capitan. Hai reparați-o repede. Am nevoie să mă duc la misiune. Ce faceți? Păi ce? Alo, alo, am zis doar să repara. Am zis doar să tras, nu ce alt. Scuze, domnul, dar nu știu cam bine să joc. Ce, nu știți? Nu știu ca să muncesc, că asta e prima dată care muncesc într-un fel. Oh, întreabă-l cât vrea, că-s... întreabă-l cât domnul, vrea. Domnul Banditexco? Da, domnul Clovet. Spike-uri. Bandit? Da. Dar de unde? Îl întreb un pic cât trebuie să-i dau, să-i dau banii unde? Direct, că sunt meniul ăla de transfer de bani. Păi de ce să-i dai banii dacă nu le faci? Când lovează mașina instituției. Vi se pare normal? Da, pentru că sunt și eu poliție, fac ce vreau. Păi și atunci de ce sunteți îmbrăcat ca un ofițer, domnule? Dar, domnul Kilobyte, eu vă întreb altceva. De ce obstructurați treburile poliției? Dumneavoastră ați zis că sunteți în rezervă. Da, ar trebui să... Sunteți în misiune? Domnul, domnul, măcar știți pe ce buton s-a pascut să vă repar mașina, că... Bă, cine te-a angajat, mă, nene, bă, pe tine? Așa, mecanici, vezi acolo, acum auzi? Out of character, capa și repair. Sau dacă nu reușești, te las cu mașina poliției și noi plecăm cu a ta. Ai 2 minute să o repar. Vai, cum dai eu, mă, de, numai mea, de mecanici de ăștia, mă, mâncați ăștia? Doriți, băieți, un repair kit? Că am luat de la mine când am plecat de la fermă. Am luat pentru mașina voastră pe care ați lăsat-o acolo. Vi-l dau? Dați-l la mecanic și explicați cam cum se utilizează. Păi nu știu că eu nu sunt mecanic. Eu am luat decât medic kit-ul. Am înțeles. Medic kit-ul sau repair kit? Am zis eu cum se folosește. Da, să, domnule. Am să ridic eu de jos aceste spike-uri. Că le-a lăsat aici. Chiar v-aș ruga, da. Domnul mecanic, coborâți din mașină, bă, eu frumos. Domnul mecanic. Da. Acolo... Acolo aveți mașina, suiți-vă în ea și dați-i drumul de aici, să nu vă fut și o amendă. Că m-a luat nervii. Haideți, haideți! Bine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hai, spart. Circulați! Da, să mă uit dacă aș putea să rezolv problema aia, stați. Circulați, am... Mai sunt singur polițist. Am spus să... Alo, domnule, ce faceți? Dați peste mine? Hai, circulați! Dacă nu circulați, mă tem că vă voi... Hai, circulați! Lasă-l care bagul ăla de te dă jos din mașină. Hai! Go! Cine-i angajat, mă, pe ăștia, bă, nene, nu-mi dau seama. Da, e serverul meu. De tot la mașină, n-aveți nici cauciucuri, nici electromotor. Nu se poate rezolva, nu? A dus mașina asta. Nu, mă depășește, trebuie un mecanic bun. Ai, colegul, că mai sună odată. Mai sună, că mai sunt mecanici buni. Pe server. Atunci... Domnul Vișinescu? Ia, spune. Veniți cu mine să luăm o mașină și ne întoarcem amândoi la domnul Banditescu? Luăm de la mine de la fermă? Și veniți după el? Sau cum credeți? Nu, lăsați că sună la mecanic. Am sunat deja la mecanic.
Alo, bossule, cu banul meu ce faci? Nu știu, mă, schizo. Hai că până vine mecanicul, eu mă duc aici până în fișură. Ei se ocupă cu banul, nu mai spuneți mie. Ia uite, colegul, se dau... Hai că eu mă duc să... How, știi tu? Du-te. Cum e tre, nu-mi zic că vine același mecanic, că nebunesc. Nu e același. S-a dus zea cu mecanicul. E bomba M3, E36 la... Știu, frate, arată bine. Ce că omoară în dreacu. Bă, nu pot să-l omor, că omul câștigă pe ea. Ești la început, ce voi? E ucenic, probabil, și i-a dat drumul ăștia. N-a fost mecanicul șef de tură și l-a trimis pe ucenic. Și na, e totuși o mașină de poliție. E mai complex. E un pic mai complexă față de o mașină casual, ca să zic așa. Salut, Robi. Care-i serverul? România Roleplay Elite. Scrie... Nu scrie în titlu? Ia vezi. S-au lovit idioții acum. Îmi place că serverul e echilibrat la... cu prețuri la mașini, ok. Să știi, să știi că nu sunt același prețuri ca pe alte servere. Bă, frate, intri în lista de treburi și scrie acolo L-I-T, atâta, și ți apare. Riddler, salut! Haideți, domnule mecanic, da, mai repede, vă rog frumos, că sunt misiune, am nevoie de mai... Domne, a venit un... Dacă nu merge motocicleta. Un coleg de-al dumneavoastră și ne-a putut un meciu aici. Era să-l iau și la bătaie. Îmi iau crash, îmi iau crash, fii atent. Că nu-l mai aud. Nu mă aud? Nu, nu-l mai aud pe el în joc, dacă v-o vorbit, nu-l aud. Păi nu mai vorbit. Ia ziceți, domne, cât trebuie să... Lăsați așa din partea casei. Ei, lăsați, lăsați, nu, stați pe loc, domnul, stați pe loc. Mulțumim frumos, hai că... Hai că conduc eu, hai repede. N-a frumos. Păi nu vrea, n-a, probabil. În sfârșit, un mecanic bun.